Primăria orașului Copșamica a demarat o campanie de sensibilizare intitulată Colectarea selectivă a deșeurilor cu un grup de 15 elevi ai claselor a 8-a de la școala generală numărul 3 din localitate. Această campanie se desfășoară până la sfârșitul lunii martie și cuprinde întâlniri la sediul primăriei, vizite în teren, ecologizarea unei zone din oraș și o campanie de promovare a cunoștințelor obținute pe teren prin vizite la locuitorii orașului și distribuire de pliante despre colectarea selectivă. Programul se va încheia cu o vizită la Parlamentul României ca o mică răsplată pentru acest grup de elevi care a făcut parte și din proiectul național de ecologizare Let's Do It Romania.